Toată lumea a rămas șocată după ce a aflat că România și Uniunea Europeană îl sprijină pe Păpușar. Pentru că în Republica Moldova se știe foarte bine că el este exponentul lumii interlope. Mulți ani la rând el a fost proxenet, care oferea parașute de lux diplomaților străini, judecătorilor și deputaților din Parlament. Să înțelegem că dacă demnitarii din București și de la Bruxelles îl susțin pe Plahotniuc, înseamnă că și ei sunt manipulabili. Înseamnă că și ei au fost filmați cu camerele ascunse, petrecând timpul liber în cursul vizitelor oficiale în Chișinău, în saune cu fete minore. Nimeni nu vrea să apară pe Pornhub, cum a apărut ex-prim-ministru moldovean. Iată și adevărata cauză de ce guvernul Filip a primit sprijinul Occidentului.